Dragi prieteni, avem același model de muzicuță, în aceeași tonalitate. De data asta avem o muzicuță asamblată și o muzicuță dezasamblată. O să vă explic în mare, așa, în câteva noțiuni de bază, care este principiul de funcționare a unei muzicuțe. Prototipul, mă rog, ideea de acestui instrument, care se numește instrument a cărei lamelă vibrează liber, da? Este principiul lamelei care vibrează liber. Adică această lamelă este prinsă de un suport, în schimb ea nu lovește suportul de care este prinsă. Un instrument, de exemplu, care are o lamelă care lovește suportul de care este prinsă, este saxofonul. Saxofonul, în schimb, nu are lamelă de metal, are o ancie din lemn. Are o anumită lamelă din lemn care se găsește în interiorul muștiucului și care, în momentul în care se suflă, ea vibrează, dar lovește suportul de care este prins. Din această cauză există acel sunet specific al saxofonului. Saxofon alto, bariton, tenor și așa mai departe. Muzicuța, în schimb, are o lamelă. Aceasta este o lamelă, da? O lamelă. Da? Care este prinsă de un suport, adică de placa asta, da? Iar ea, această lamelă, vibrează ca în interiorul acestui canal, acționată de o coloană de aer. În schimb, ea creează un sunet prin simplul fapt că se mișcă în interiorul acestei fante. Vibrează liber. Da? Acesta este principiul lamelei care vibrează liber. Principiul acesta datează de acum 3500 de ani, a fost inventat de chinezi. Și era folosit în niște temple, se puneau pe niște coridoare unde sufla vântul, ca să se creeze tot felul de sunete de-astea mai deosebite, pentru propice meditații în general. Când a fost descoperit și luat și s-a gândit un ceasonicar pe nume Messner, un neamț, să facă prototipul muzicuței, el a luat niște lamele de-astea, le-a fixat pe un asemenea tip de suport. Problema era că și le-a pus pe un corp, problema era că acele lamele nu puteau fi acționate decât suflând aerul, nu și trăgând aerul. Pentru că tocmai aici este marele secret și marea chestie care diferențiază muzicuța de restul instrumentelor. Muzicuța este un instrument prin care se respiră. Atenție, se respiră prin muzicuță, nu doar se suflă. Deci muzicuța este acționată suflând și trăgând aerul. Acesta este principiul. Când se suflă în muzicuță, aerul face ca să vibreze o anumită lamelă. Când se trage aer prin muzicuță, aerul, coloana de aer, acționează o altă lamelă. Aceste lamele, după cum observați, sunt puse în cadrul pe două plăci, da? Așezate cum ar veni față în față, dacă privim în felul ăsta, un plac aici, un aici. Fiecare din aceste două lamele își au deschiderea în interiorul aceleași camere de rezonanță, din interiorul corpului, da? Bun. Asta înseamnă că atunci când se suflă o coloană de aer, în general, prin suflare se acționează preponderent lamela aflată pe placa de sus. Da? Și acum, dacă o să fiți cu mare atenție, o să vedeți acest lucru. Uitați-vă la gaură, la lamela de aici. Ați observat că vibrează, da? Atenție, în schimb, că eu o să suflu, dar de fapt o să observați că, deși eu suflu, se va mișca și lamela de pe placa de dedesubt. Eu acum suflu. Și acum o să încerc să blochez această lamelă. Cred că s-a observat chestia asta, da? Bun. Ce efect are chestia asta? Voi sufla din nou o notă, fără să blochez lamela de dedesubt. Se aude o notă, da? Ea, în schimb, dacă acum voi bloca lamela de dedesubt, aceeași notă se va auzi un pic mai tare. Ce concluzie am putea trage de aici?
Dacă eu am blocat lamela de pe partea placa opusă, înseamnă și sunetul de lamelei acționate prin suflarea lui a devenit mai puternic, mai clar. Asta înseamnă că, de fapt, când se suflă aerul asupra unei lamele, de fapt, acționează, acea coloană de aer acționează într-o oarecare măsură și lamela de pe placa opusă. Deci există ceea ce se numește un zgomot rezidual, dar care, de fapt, nu se aude atunci când cânti o notă în cadrul unei melodii. Aceeași poveste se întâmplă dacă folosesc o notă pe aspirație, da? Voi cânta o notă aspirând aerul. Acum voi bloca lamela de pe placa de sus. Nu știu dacă se observă, dar sigur se aude o diferență. Sunetul devine un pic mai puternic în momentul în care blochez lamela de pe placa opusă. De ce? Aerul în momentul acela se duce exact pe lamela pe care este destinat să o acționeze. În cazul de anterior am tras aer pentru care s-a mișcat lamela de pe placa de jos. Aceste două lamele așadar sunt într-o interdependență. De aceea este foarte important, v-am explicat când ați curățat muzicuța, să nu alterați profilul pe care lamela îl are față de placa pe care e prinsă. Este foarte important să nu mișcați aceste lamele în sus sau să nu le afundați în acest canal. Ele, în general, vin din fabrică foarte bine ajustate, foarte bine puse la punct, în așa fel încât să dea un răspuns optim. De aceea v-am recomandat acest model. Nu am absolut niciun contract cu firma Honor să le fac reclamă, dar credeți-mă că de 12 ani de când cânt ca profesionist la muzicuță, acest model este modelul care mi-a pus cele mai puține probleme. Este cel mai rezistent și este cel mai bun ca raport calitate-preț. Și nu numai calitatea modului în care este fabricată muzicuța, ci și calitatea sunetului. Bun. Cam asta este principiul de bază. În schimb, ceea ce este foarte interesant de remarcat este că anumite lamele, datorită acestei interdependențe existente între lamela de pe placa de sus și cea de pe placa de jos, corespunzătoare în aceeași gaură, anumite lamele de pe muzicuță, unele de pe placa de dedesubt, altele de pe placa de deasupra, pot să dea mai multe note față de nota în care ele sunt de obște acordate. De exemplu, această muzicuță este acordată în re major, în gama re. Înseamnă că eu aici, când suflu, voi avea nota re. Dar când trag, în mod normal, următoarea notă în gama re este nota mi. Ok? Bun. Ne uităm acum la placa de dedesubt și fiți atenți ce se întâmplă dacă eu modific coloana de aer cu care acționez, modific poziționarea, direcția și presiunea coloanei de aer cu care voi acționa asupra acestei lamele. Fiți atenți ce se întâmplă. Da? E, acest fenomen se numește bending, modulație. Este exact ceea ce face un chitarist în momentul în care pune degetul pe o coardă și urcă, întinde de coardă în sus, ala se numește bend, up bend, da? Sau trage de coardă în jos și se numește drop bend, da? Drop bend, atrage. În general, când se urcă, când se întinde de coardă, nota de bază se urcă cu un semiton sau cu un ton sau cu un ton și jumătate. Când se întinde în jos de coardă, se poate coborî la fel nota cu un semiton, un ton sau un ton și jumătate. Vă rog să vă mai uitați acum la lamela cu numărul 2 și la lamela cu numărul 3. Voi face aceeași chestie. Pe prima lamelă, pe aspirație, se poate obține încă
o notă, adică încă o jumătate de notă, adică un semiton, cum se numește. Pe lamela a doua, în schimb, se pot obține încă două note în afară de nota de bază. Iată. Problema este că eu, cântând fără capaci, eu am simțit și lamela de pe placa de sus, opusă lamelei pe care tocmai am acționat-o, am simțit-o mișcându-se. Ce se întâmplă dacă aș bloca, în schimb, această lamelă? Păi ia să vedem. După cum observați, dacă blochez lamela de pe placa de sus, lamela de pe placa de jos nu va mai fi posibil să fie acționată în același mod. Deci eu degeaba încerc să modific poziția, presiunea și atacul coloanei de aer, pentru că blocând lamela de pe placa de sus, practic acel procedeu de modulare, de bending, nu va mai fi posibil. De aceea este foarte important să învățați să respirați corect prin muzicuță. O să vă explic și despre ce, de ce este important și ce mare lucru este să respiri prin muzicuță. Multe lume se spune, păi da, eu respir, de ce trebuie să învăț să respir altfel? Pentru că prin muzicuță nu se respiră la fel cum respirăm noi în mod normal. Deci cam astea sunt principalele fenomene care se întâmplă atunci când se cântă pe o muzicuță. Se obține o notă când sufli, se obține o notă când tragi. Dar și nota suflată și nota aspirată conțin într-o oarecare măsură o fragment mic, o cantitate mică de sunet rezidual de la not, de la lamela opusă pe față de cea pe care o acționez suflând sau trăgând aerul. Bun. Din acest motiv există anumite modele de muzicuțe care au prevăzute din fabrică niște supape speciale, dar despre asta n-are rost să intru în detalii. Sunt niște muzicuțe care în anumite locuri, pe anumite lamele, au anumite supape ca să blocheze apariția acestor note în plus. Așa au fost gândite. Sunt alte tipuri de acordaj. În schimb, acest principiu al interdependenței între două lamele nu se aplică, de exemplu, la muzicuțele cromatice cu schimbător, care au din capul locului, așa au fost gândite, să aibă niște supape care să blocheze lamela de pe placa opusă, în așa fel încât fiecare lamelă să redea o singură notă și pe aceea să o redea cât mai corect și mai clar și mai tare posibil. Din acest motiv, pe o muzicuță cromatică, această tehnică de bending nu este posibilă decât foarte greu și de multe ori nu se pot obține acele note în plus decât de maxim o jumătate de ton, adică un semiton, și doar pe anumite lamele. Bun. Acum, după cum observați, eu am cântat și v-am arătat fără capace, da, cum se mișcă lamelele. În mod normal, muzicuța are aceste capace. Da? Bun. Ceea ce este foarte important de să înțelegeți și chestia asta o vom explica în ultimul tutorial, este că întotdeauna muzicuța a fost dotată cu aceste capace din două motive. 1. Trebuie să ofere o modalitate prin care ea să poată fi ținută fără să, ca mâna, da, degetele, să obtureze mișcarea lamelelor. Al doilea aspect foarte important este că trebuie să existe, cum ar veni, un fel de cameră de rezonanță primară, cum îi spun eu, în care să se formeze sunetul. Ceea ce auzim noi, de fapt, când eu, de exemplu, cânt acum, ceea ce ați auzit este, de fapt, un sunet care nu vine doar din muzicuță. Este un sunet care se formează în interiorul muzicuței, intră în corp, este amplificat de toată cușca toracică și este redat prin muzicuță în exterior.
Dar despre chestia asta o să vorbim în ultimul tutorial, în care o să vă explic principiile de bază ale respirației prin muzicuță și modul în care se ține cât mai corect muzicuța în mână și cum se pot manevra sunetele și modula ele și cum să spun eu, să mă exprim mai clar, modela sunetele muzicuței cu ajutorul palmelor. Da, pentru ultimul tutorial ne întâlnim atunci.